Bună seara și bine ați venit la o nouă ediție 360 de grade. În această seară vom vorbi despre misterele de pe teritoriul României, de la pietrele care cresc singure din pământ, așa numiți trovanți, despre lacurile fără fund, despre triunghiul Bermudelor din Marea Neagră și despre sunetele stranii auzite în diverse colțuri ale lumii. Vom vorbi aceste lucruri alături de invitații noștri, doamna Lucreția Brezeanu, cercetător științific, și domnul Cristian Pompei, consultant. Bună seara și bine ați venit! Bine ne-am reîntâlnit! Înainte de a vorbi despre aceste fenomene stranii, ciudate, care ascund multe lucruri, poate puțină lume știe ce se află în spatele acestor lucruri pe teritoriul României, o să vorbim puțin și despre anumite fenomene de-a dreptul bizare care se întâmplă peste tot în lume, dar numai în anumite momente. Și anume, se pare că la începutul anului 2012, în diverse colțuri ale lumii, în Canada, în Polonia și așa mai departe, în Statele Unite ale Americii, se auzeau anumite sunete foarte stranii, foarte ciudate, care păreau un soi de trâmbițe tibetane, dar de asemenea o să vedem, putem avea și alte explicații, sunete care păreau de-a dreptul apocaliptice, care au speriat, mulți oameni au surprins și au înregistrat aceste sunete, vădiți speriați, deoarece nu știau de unde vin. Ce părere aveți despre ce putea fi vorba? Fenomene inexplicabile. Aparent inexplicabile. Și aceste fenomene, apropo de aceste sunete, nu au apărut numai în America, au apărut și în Asia. Lăsăm la o parte senzaționalul. Ele pot apare în anumite contexte. Dacă eliminăm și avioanele supersonice, dacă bangul sonic, cum spunea doamna Brezeanu, dacă eliminăm anumite fenomene ale naturii, de exemplu o furtună, care știm că în momentul când vine o furtună, aduce odată cu ea un șuierat, un zgomot. Confluența între două puncte energetice. Știm foarte bine că în momentul când apar fulgerele globulare sunt încărcate cu energie statică și odată cu trecerea lor scot un sunet. Dacă eliminăm toate aceste lucruri, atunci într-adevăr să vorbim despre această enigmă a acestor sunete. Ceea ce este interesant vis-a-vis de aceste sunete care apar, ele nu apar întotdeauna, nu apar întâmplător. Aș propune să urmărim un film, să vedem exact despre ce este vorba, un film în care vom putea auzi chiar aceste sunete auzite în nordul statului Alberta, Canada, și să vedem cam ce vibrații au, după care revenim cu comentarii. Am revenit, pot fi asociate unor sunete apocaliptice, sunt destul de strani și da. Parcă îți trece un fior așa prin tot corpul auzindu-le. Ce ar putea fi, Lucreția? Ar putea fi și o cascadă, un ecou și mai multe sunete. Da, deci mai multe surse, ale lumii, nu putea mai fi multe surse cascadă. Care să compun. Așa mi-a sugerat. Deci mai multe surse sonice care se compun și dau diverse sunete în final. Cristin? Adică ar putea fi sunete extraterestre, sunete venite de sub pământ, eu știu, sau ar putea sunetul este interesant. De ce? Pentru că este un puțin metalic.
Nu este un sunet... Are și eu ca o văicăreală, exact, și mecanică, exact. Și metalic, ceva asemănător. Un curs de apă. S-a auzit în 2011 ceva asemănător, nu la acest nivel să fie foarte mulți oameni la noi. Bucegi. Aproximativ acela sunet. Sunet metalic. Acum... Se turna un film pe acolo și... Da, nu, eliminând, putem spune, este poate să fie o chestie tectonică. Ceva, pentru că s-a auzit în foarte multe colțuri ale lumii, deci... Poate să fie niște mișcări a unor plăci tectonice și să scoată un sunet. Poate să fie... Nu știu, într-adevăr, poate să fie un sunet venit dintr-altă lume paralelă. Aș vrea să explicăm un singur lucru. În urma verificărilor făcute, nu s-a găsit nicio explicație logică a acestor sunete. Adică nu s-a descoperit o sursă, o cascadă sau... Eliminăm bancul sonic. Bancul sonic este exclus. S-ar putea să fie un banc sonic, nu de supersonic, foarte, de aparat de zbor foarte mare, ci de drone mititele. Deci principiul bancului sonic este că mergând corpul cu o viteză foarte mare, în spatele lui rămâne gol, vid. Și când vidul acela se umple, este o implozie. Așa, și ce posibil ca sunetul să lovească vârfurile. Da, divers, și da, să aibă ecouri. Este de la... Toate observațiile fenomenelor neexplicabile, haideți să spunem OZN, obiecte zburătoare neidentificate, spun că ele nu se aud în general, aceste... dar în momentul când se aud, scot acest sunet metalic. Deci mișcări aerea 51 și așa mai departe. Rămâne acum cu semn de întrebare. Dacă s-ar pune pe o bandă... Exact. Pe o bandă, toate îți dai seama imediat și dacă sunt normale, da. Adică sunt normale, sunt pământești sau sunt venite din altă sferă. Nu, și sfera. Cum au la radio și dumneavoastră înregistrarea sunetului vocii și alte sunete și le clasifici în funcție de frecvență, de amplitudine, da, și vezi... Apar și niște voci, și ceea ce e interesant, voaiete, nu avem încă toate datele, dar este foarte interesant cum s-au simțit oamenii, cum s-au manifestat dacă în zona respectivă sau în zona respectivă existau animale, cum s-au manifestat. Pentru că în anumite momente animalele și omul simte ceva. Panică. O panică în general, că e panică, frică, dar dacă au simțit altceva, durere de cap, știu eu, probleme cu urechea, probleme, atunci sunt niște semne de întrebare. Și ridică niște semne de întrebare. Să discutăm și despre fenomenele stranii care se întâmplă și nu sunt puține pe teritoriul țării noastre și aș începe cu Triunghiul Morții din Marea Neagră. Am mai vorbit despre acest subiect, un asemănător triunghi al Bermudelor sau chiar un triunghi al Bermudelor până la urmă. Dispar avioane, dispar nave, dispar vapoare, da? Există zone pe teritoriul Mării Negre unde inexplicabil se întâmplă tot soiul de fenomene. Să vedem, sau s-au întâmplat de-a lungul timpului. Fenomenologia e mult mai restrânsă decât în triunghiul Bermudelor. Iar din cele 5 țări riverane ale Mării Negre, numai mare parte au fost rușii care au anunțat aceste fenomene, și un caz Grecia care cu o platformă... Concret, ce se întâmplă? Îmi permit să spun, Marea Neagră este o mare cu fenomene unice. Deci este recunoscut acest fapt că este o mare și ca formare. Deci a fost un lac peste care a năvălit Mediterana, au rămas vegetație, s-au găsit niște obiecte foarte ciudate în străfunduri. Ea are și un fenomen foarte ciudat, care nu deci faptul că ea s-a numit Pontul Euxin a dat denumirea și fenomenului care se întâmplă, Euxinum, prin unicitatea a fenomenelor care se întâmplă în această mare. Sunt straturi de apă de diverse densități, cantități de oxigen și este o schemă foarte interesantă a celor ce se întâmplă în Marea Neagră. Iar cel mai teribil fenomen este de gheață cu foc la o anumită adâncime îngheață apa
și prinde în ea metan. Și un hidrat de metan care se ridică, gheața având densitate mai mică decât apa, metanul are o densitate mai mică decât alte gaze și se ridică la suprafață și dă senzația de unui foc din gheață. Gheață care arde. Da. Și acest fenomen este semnalat încă din antichitate. Da, haideți să vedem ce este cu aceste vortexuri, aceste... În primul rând, fenomenul se petrece undeva cam la 40 de mile marine depărtare de Sulina. Ceea ce este foarte interesant, că se petrece în zona cuprinsă între teritoriul nostru și insula Șerpilor. Exact. Aici este un lucru foarte interesant, pentru că se pare că pe insula Șerpilor, cu ceva mii de ani în urmă, a existat un templu alb. Rușii, submarinele rusești din Marea Neagră au fotografiat niște fenomene, în afară de cele care le-a relatat doamna Brezeanu, niște lespezi foarte mari. În afară de dispariția unui crucietor rusesc, în afară de dispariția acelui avion grecesc de mici dimensiuni, în afară de dispariția circa 70 de oameni după platforma marină rusească, și în afară de apariția unei corăbii din secolul XIII, fără echipaj la bord, apare din când în când, nu din senin, apare odată cu un fenomen numit ceața neagră. Deci la un moment dat, între insula Șerpilor și teritoriul nostru, dispar toate obiectele, toate... Și apar. Dar ceea ce este exact, ca în triunghiul Bermudelor. Ceea ce este interesant, rușii au găsit un lucru foarte interesant. În momentul în care intră vasul, să spunem, la ora 13, în această ceață, iese, dincolo de această cestă, dacă iese, iese undeva în jur de 13-13 minut. Deci între spații, timpul se comprimă. Este un fenomen, poate este un fenomen normal, dar nu știu dacă poate să fie un fenomen normal. Cert este că se formează niște vortexuri imense, vortexuri care dacă cuprind aceste nave, acestea dispar în totalitate. Lucrul este interesant pentru că fundul Mării Negre este scanat, pentru că e zonă militarizată, știm foarte bine, în zona insulei Șerpilor, nu se găsesc aceste epave. Deci ca să nu se găsească un crucietor. Știm că nu găsești un om, că apa îl descompune, pește îl mănâncă. Dar să nu găsești un dita mai vasul, să nu găsești un dita mai avionul, ridică niște semne de întrebare. Știm că Marea Neagră nu are adâncime atât de mari cât, știu eu, oceanul. Ca are, să spun... dar nu are în dreptul ăsta. Nu cea are mai exact. Mare adâncime este în linia dreaptă care leagă Ialta de țărmul turcesc. În zona aceea este cea mai mare adâncime a Mării Negre și până și acolo au fost găsite niște lespezi de piatră evident prelucrate, pentru că au forme rectangulare. Uh-huh. Și în Marea Neagră mai există un fenomen semnalat de foarte mult timp a unui fluviu care curge în sens invers și se varsă în Adriatica. Marea parte, ea este mai puțin sărată decât oceanul și alte mări, închisă, pentru că primește foarte multă apă dulce. Și Dunărea este o parte, dar mare parte sunt din nordul Mării Negre. Și fluviul ăsta, cu toate că e de apă dulce și ar trebui să vină la suprafață, vine pe undeva pe dedesubt. Iar acest curent de apă dulce era cunoscut încă din antichitate. Mai era un litoral al ei în care se vărsau 5 gure ale Dunării și unele au fost două au fost colmatate și niște pești care apăreau într-o anumită fază de dezvoltare la gurile Dunării sau aproape de gurile Dunării ieșeau maturizați în Adriatica și nu se putea decât prin acest fluviu subteran. Pe care nu știm ce mai poate intra și da, oricum ridică circula. Foarte multe deci, semne de întrebare. În zona aceasta care se află la mică distanță de insula Șerpilor, nu dispar. Acolo se presupunea că e această dar gură. Dar în anumite perioade s-a observat? Nu, numai în anumite perioade dispar aceste lucruri. Și e foarte interesant că în anii 60-70 cu puterea războiului rece, rușii, noi n-aveam avut, rușii, marinarii ruși, militari și submarinele ruse se confruntau cu un fenomen.
o serie de observații a unor obiecte care ieșeau din apă, unele sub formă de submarin și au zis că sunt americani, sunt chinezi, sunt, mă rog, ce-or fi zis, și anumite sfere care dispăreau sau veneau, ieșeau de undeva din aceste cețuri. Păreau că ies din apă. Păreau că ies din apă sau veneau din cețuri obiecte construite, obiecte nu abur sau... Fasonate, așa. Exact, exact, semănau cu submarinele lor. Nu s-a găsit niciunul, au încercat să studieze. Singurul lucru care l-au putut să facă, să-și dea seama că undeva între insula Șerpilor și teritoriul nostru a fost și este acum, există niște fotografii, niște construcții megalitice, făcute de Dumnezeu știe acum și inundate. Deci aceste fenomene este posibil ca, noi am auzit de-a lungul timpului de aceste orașe subterane vechi. Este posibil, este o ipoteză, orașe dispărute, să existe ceva acolo, să existe o poate altă civilizație, să existe un fenomen pur și simplu natural, să creeze acele prestatori să se joace și... Dar nu explică lespezile perfect fasonat, nu explică aparițiile acestor OZN-uri din apă, nu explică disparițiile a oamenilor, dacă dispare un om sau doi după platformă, a căzut în apă omul, dar nu dispar 70. Bine, asta se știe, 80. Nu numai în mai mare, are pe litoral către Mangalia, sau de la Mangalia, niște fenomene karstice deosebite, care sunt foarte sumar studiate, se pot vizita, dar nu oricând, nu oricum, și sunt foarte interesante și s-a făcut și un institut de cercetări acolo al fenomenologiei. Dar ce vreau să spun, toate cețurile negre și niște, ca o fierbere de valuri negre din Maia, sunt foarte de mult cunoscute, de aceea și zicem Marea Neagră. Exact. Și sunt marea parte explicate ca fiind niște degajări pe hidrogen sulfurat. Da. Mai avem și alte legende stranii legate de iezere, de lacurile adânci de munte, lacuri în care de asemenea se spune că dispar oameni și biserici. Să vedem ce lacuri adânci, așa numitele lacuri fără fund. Da, unul din lacurile cunoscute, dar nestudiate, o apă din păcate, care parcă ar cere un sacrificiu. Da, este blocul vulturilor de la Siriu. Dar mai interesant, unde legenda spune că vulturii vin să bea apă de acolo pentru că întineresc și acolo și învață pentru prima dată puii să zboare. Și cum au fost descoperiți? Să spune că un cioban și-a pierdut bâta în acel lac și a găsit un Dunăre. Câtă legendă, cât adevăr, este greu de spus. Cert este că în podișul Mehedinților există patru lacuri fără fund. Eu o să arăt, înainte de a spune, o fotografie cu unul din ele. Cred că se vede. Ceea ce este foarte interesant este faptul că aceste lacuri fără fund emană un puternic miros de sulf. În aceste lacuri nu trăiesc decât șerpi, broaște și, după cum se vede, o vegetație care, în mod normal, nu ar trebui să fie datorită emanațiilor de sulf. Se spune că într-unul din acest lac, pe locul lui, a fost un sat și o biserică. Și la un moment dat s-a scufundat și din când în când, când se produce ca un vârtej deasupra lacului, s-aude clopotul din lac. Acest lucru l-am mai întâlnit în alt lac lângă Urlați. Același lucru, aceeași poveste cu biserica. E un lucru... Poate de acolo cu Urlații. Da, este posibil. Da, este posibil. Se mai spune că în al doilea război mondial o întreagă divizie de tancuri germană a încercat să spargă frontul prin spate și a intrat într-un tunel. Există niște tuneluri sub aceste lacuri. Niște fenomene karstice. Sigur, care probabil au fost amenajate și de om, pentru că era mai ușor să cioplească într-un fenomen karstic decât direct în stâncă și această divizie a dispărut.
Probabil că a luat-o apa, nu se știe exact. Aceeași legendă, eu am întâlnit-o la lacul Pavin în Franța, în masivul central, în care spuneau tot așa că este o biserică fix ca la noi. Și așa mi-a produs o deja vu, deja conu, și le-am spus că și la noi există. Și ca să fie și mai interesant, am zis că clopotele nu bat decât în noaptea de înviere și de învierea ortodoxă, că nu are dată fixă. Aici și nimeni n-a comentat, n-a zis nimic, dar legenda cu mănăstiri scufundate există și în acel tot lacuri vulcanice, deci s-ar putea să fie o veche legendă pe un fond proto-european. Cert e că se întâmplă ceva. Lăsând la o parte de fenomenul karstic, știm că în mod normal aceste viețuitoare nu au cum să trăiască în surf, deși peștera de lângă limanul, peșteră mobile, s-au găsit scorpion și păianjen care trăiesc în hidrogen sulfurat. Deci este și aici un anumit procent de hidrogen sulfurat și ar trebui serios, noi vorbim în lucruri generale și noi nu învățăm pe nimeni, noi atragem atenția, zic eu, asupra unor probleme și ele profund ar trebui și temeine cu un detector de gaze făcut. Bineînțeles. Cert e că am fost acolo și nu vorbesc din necunoștință de cauză. Ai o senzație tare ciudată când ești pe lac în barcă. Ai impresia că ceva te urmărește. Ai senzația unui pericol. Exact, e ceva care nu e în regulă. Și discutând un disconfort. Cert este că scafandrii, că au venit și au făcut niște studii, scafandrii au ajuns până la aproximativ 90 de metri adâncime, unde au spus când au ieșit, că ei nu mai intră niciodată, că au dat de niște... cum le-au spus ei, niște dihănii. Nu știm ce se află în lacul respectiv, fiind fără fund, poate să fie niște animale preistorice. Prinse o capsulă de asta a timpului, cum este și în Dobrogea, dar aia deci, e izolată. Cert este că ai o senzație foarte ciudată în preajma acestui lac. Locuitori din zonă... Sunt și în jurul Bucureștiului, lacuri foarte ciudate. Chiar mi s-a întâmplat să merg într-un loc, fără să știu, nici nu știu dacă este știut, într-o pădure, chiar foarte aproape de București, unde într-adevăr ai senzația stranie că ești în altă lume, dar o lume în care... Să nu fie Balta Vrăjitoarelor. Nu, de lângă Cernica. Sau Ciolpani. Este în partea cealaltă, pe lângă Popejle Ordeni. Ai senzația că ești într-o altă lume, dar sentimentul de panică este atât de puternic încât nu știi pe unde să pleci mai repede. Și umbre ciudate, parcă totul este mort, parcă totul este amorțit, deși sunt copacii din pădure normal, totuși sentimentul este că ești într-o lume moartă. Adică nu este doar o părere. Da, oricum ceva și se întâmplă. Sunt convinsă că în timpul nopții se întâmplă, pentru că am fost ziua, sunt convinsă că în timpul nopții se întâmplă lucruri foarte stranii, adică chiar să ai sentimentul în toiul zilei că trebuie să fugi mâncând pământul, nu să fugi deja. Nu, da, poate fi întâmplător. Cine știe ce câmpuri se constituie exact. Și aici n-am fost singur, am fost cu oameni de acolo și ei spun aceea, ei evită să meargă cu barca pe lac, pentru că oricum n-au ce să pescuiască, ei mai au niște răchită și pentru diverse, dar evită pentru că au senzația stranie. Deci totuși răchită crește. Crește, păi de asta am și arătat, imaginea este o vegetație luxuriantă, efectiv. Da. În aceste lacuri trăiesc numai șerpi, lipitori și broaște, foarte interesant, nu este niciun pește. E o senzație ciudată. Ei spun că noaptea niciodată nu trec pe lângă aceste lacuri. Lacurile, două dintre ele, între ele este un drum din acela micuț de țară, nu-i pavat. Și nimeni, după lăsarea înserării din tot satul, nu trece pe lângă aceste lacuri. S-ar putea pe dedesubt ele să comunice pe... Este posibil. Da. Pe sub drum. Să trecem mai departe, să vorbim și despre muntele Gugu, locul unde se spune că timpul și spațiul își pierd dimensiunea. Ce se întâmplă aici? Este un loc unde sunt semnalate iarăși tot soiul de fenomene stranii, fenomene energetico-informaționale, care le sunt specifice doar anumitor
zone. Și acolo există o densitate informațională foarte mare. Deci, iată, nu pot fi doar niște păreri. Este clar că se întâmplă niște lucruri. Acum, că le putem decripta sau nu, nu se știe. Totul energie, la un moment dat. Să știi. Dar este clar că sunt niște locuri unde energia este cu totul aparte. S-ar putea să fie niște locuri în care ni se amplifică propria energie, să fie un fenomen ca în Tibet, da, unde cu propriile gânduri amplificate poți să creezi tot felul de entități. Da. E foarte interesant. Din declarațiile celor de acolo și declarațiile celor care merg în această zonă, spune că la un moment dat, într-un anumit moment al anului, vârful Gugu dispare. Eu am rămas surprins în momentul când niște alpiniști mi-au spus acest lucru. Cum dispare vârful? Da, dispare, nu-l mai vezi. Bun, apare un nor, că întrebi, e noapte? Nu, pur și simplu, este posibil să fie un fenomen optic. Nu negăm acest lucru. Dispare vârful. Cert e că e foarte interesant. De ce? Pentru că în zona respectivă mai este un punct extrem de puternic unde se petrec niște fenomene ciudate. Știm foarte bine piramida din Ceahlău. Se pare că Gugu este unul din punctele energetice extrem de puternice, cum este și Babele Bucegiu, ale țării noastre. Și atunci este posibil ca în anumite momente aceste energii, aceste forțe, aceste lucruri să facă la un moment dat să apară, de fapt să genereze un fenomen optic. Este posibil, sau eu nu spun. Sau o ecranare, pur și simplu să îmi ia mințile. Adică să-mi ia pur și simplu să nu mai văd acel acel sau munte. Sau să creez o iluzie optică. Ceea ce este foarte interesant, că la poalele acestui munte trăiește o comunitate numit Gugulani. De oameni, bine, Gugulanii se pierd în negura timpului undeva în Dacia. Și ei și-au așezat întotdeauna aceste comunități și-au așezat satele sau cetățile sau astea, numai în preajma locurilor energetice foarte mari. Foarte interesant este că acești oameni trăiesc foarte mult. Acești oameni sunt aproape perfect sănătoși, dacă se poate spune așa. Deci acolo se petrece ceva. Și din fericire să petrece ceva benefic, nu ceva rău, pentru că altfel multele Gugu. Da. Aici discutăm. Și se pare că și Gugulan, și se pare că ultimul se spune că trăiesc. Ultimul trăiesc peste 80 de ani, 85 de ani. Se pare că ultimul rege dac al nostru acolo și ar fi îngropat în muntele Gugu și ar fi îngropat ultima comoară. Păi și Dochia acolo a avut traseu. Deci nu e o zonă extrem de oricum interesantă. Toate zonele de munte și toți oamenii care trăiesc la munte trăiesc un pic mai mult. Bine, statistic, pentru că oricum sunt zone încărcate energetic mult mai mult decât orașele, clar. Spunea Victor Kernbach, spunea că vârful Gugu este unul din puținele puncte energetice foarte importante ale Terei. Așa o fi, nu știm, dar după fenomenele care se petrec acolo, se petrece un fenomen foarte interesant povestit de cei care, de turiști și de alpiniști. Efortul pe care îl fac ca să ajungă în anumite puncte în zona respectivă este aproape nul, indiferent de cât au un rucsac sau indiferent de cât trebuie să meargă. Deci nu simt oboseală. Nu simt oboseală. Se cunosc, ca fi tot de către localnici, fulgere din senin foarte multe și cu foarte mică intensitate a tunetului. Că după un fulger la o anumită luminozitate te aștepți la un tunet. Un tunet, de... da. Fenomene din acestea luminoase care aparent se explică, dar... Și sunetele sunt mult sub intensitatea așteptată vis-a-vis de intensitatea luminoasă. Și mai este un lucru foarte interesant vis-a-vis de tunete și ce spuneați, nu se propagă sunetul. Știm foarte bine că în momentul când sună, l-auzi, ba, se duce acolo, sunetul parcă se lovește de ceva sau parcă este absorbit ca un burete de ceva. Da, acolo ar putea fi și fiind munții și să categoric, fie, sunt, să pot, da, pădure, să fie absorbit. Dar fulgere din senin ca în zona aceeași... Propun să vorbim despre alte lucruri interesante de pe teritoriul țării noastre și, spre exemplu, despre stânca ce se mișcă singură noaptea, iarăși un lucru foarte interesant, după câteva momente de publicitate.
Am revenit, vorbeam despre această stâncă misterioasă, despre care se spune că se mișcă singură noaptea. O stâncă aflată pe un platou montan la câțiva kilometri de stațiunea Durău din județul Neamț. Este aici, în apă. Trebuie specificat că ea este în apă, se numește Piatra Teiului sau Piatra Dracului. Dar ce se spune? Că și-ar mișca locul, și-ar muta locul în fiecare noapte? Aici este o legendă. Da, este o legendă. În spatele legendelor, de fapt, se află, adică să înțeleagă telespectatorul, nu este vorba despre o legendă, despre o ficțiune, numai despre o ficțiune. În spatele tuturor acestor legende se află și niște fenomene misterioase, reale. Poate legenda este legendă, este ficțiune, dar nu este numai legenda. Adică este și un sâmbure de adevăr în spatele oricărei legende, un mister, o parte altfel, ascunsă. Poate să fie, dacă eliminăm partea naturală, deși nu văd partea naturală cum ar putea să se miște această stâncă, este o stâncă fuziformă, sub formă cilindrică. Ea, dacă în mod normal s-ar mișca, s-ar fi un cutremur, ar trebui să se răstoarne. Este foarte, foarte, foarte ciudat, pentru că cei care au făcut, am studiat niște fotografii, fotografii făcute din același unghi, la diferență de un an sau doi, conturul stâncii era altul. Deci acolo chiar să plătești ceva. Pot interveni formă... fenomene de îngheț-dezgheț care să... Este posibil, dar stânca respectivă are, la un moment dat, să-i spun ca un sfinx. Nu este, are o ieșitură la un moment dat. Excrescență. Da, excrescență. Acea excrescență, eu când am fotografiat-o cu excrescența spre dreapta, și fotografiile pe care le-am văzut după, făcute din același unghi, după șosea, excrescența era pe stânga. Deci aici se poate să elimină din start fenomenul îngheț-dezgheț. Nu a văzut-o nimeni, pentru că fiind stânca dracului are o legendă și nimeni nu stă în preajma ei. Dar acolo se petrece ceva. Stânca asta își modifică, ori pivotează, ori pur și simplu timpul nopții, așa spun localnicii, ori pur și simplu solul se mișcă. În fundul lacului, de fapt. Apropo de că se rotește, noi avem o localitate în România cu o denumire foarte ciudată, Pietrele Rotării. Iar fenomenul acesta de pietre deplasate este într-un deșert în America de Sud, unde sunt care pietrele care merg și care lasă un traseu a formei lor de deplasare, care este fie liniar, fie în zigzag, și tot așa este considerat unul dintre marile mistere. Au încercat tot felul de explicații, că ar fi un teren argilos care alunecă pe el, dar cum se întorcă ele, nu merg numai într-un sens. Și este unul din marile mistere neelucidate la nivel planetar. Ar fi bine ca și noi ce avem misterios pe la noi să le aliniem și să le asociem cu fenomene din întreaga lume, așa să nu arătăm că pe noi în zona asta ne-ar fi ocolit misterele și suntem... Nu cred că ne ocolesc. Banal. Nu ocolesc absolut. Da, și de aia trebuie ale noastre să le aliniem în rândul... Și curios că mai mult localnicii sunt familiarizați cu acest tip de fenomene, nu neapărat nouă, ni se par așa niște povești interesante pe care le povestim. Da, noi le știm de la alții și le regăsim cei care au mers în locurile respective, și Cristi a fost de atâtea ori în toate aceste locuri, sunt conștienți, trăind pe propria piele acele senzații pe care nu poți să le descrii, degeaba le descrii, pentru că omul nu simte ce simte. Stânca este accesibilă, deci poate să meargă oricine pe DN. Cert este că ea are o cruce pe ea, localnicii nu se apropie de ea. Nici o barcă, nici o, nu se apropie de stâncă, că spun că în momentul în care s-au apropiat de stânca respectivă, moare. Și aici moare, este posibil ca zona pe care este acea stâncă să fie un punct energetic negativ, care să emane un tip de energie negativă și să... Deci ne referim la această stâncă, piatră... Da, piatra dracului, piatra teiului, care cum se numește. Care se mișcă singură noapte, exact, există asta. Această superstiție că dacă te-ai Nu superstiție, este o cruce și localnicii nu se apropie. Dar cruce aia cine a pus-o? Trebuie să fie apropiat. A murit cineva și a pus-o și ne-au spus.
noi nu vă ducem, că am vrut să mergem cu barca. Noi nu vă ducem. S-ar putea fi un gaz, că sunt lacuri în Africa unde se degajă anumite gaze este posibil, și în jurul lor e moarte. Noi vrem să dăm aceste explicații și să încercăm, dar este clar că, bine, și misterele au explicații științifice, numai că sunt mai ascunse. Unele mistere rămân. Tot niște forme ciudate pe care natura l-a creat, niște sculpturi, un soi de ouă de dinozaur, trovanții. Să vedem ce este cu aceste pietre care, despre care iarăși se spune că ar crește singure. Trovanții sunt niște concreșteri, au o formă, pe lângă forma lor interesantă, gândiți-vă că ele reconstituie modul de dezvoltare al viului. Că viu trece exact. De la simplu la compus prin adăuz de material, nu cum facem noi din orice, prin pierdere de material. Deci cum faci o sculptură care vrei să faci. Care se pare că sunt foarte vechi. Trovanții au și o replică în așa zis negativ, niște goluri în dealul, tot așa de forme rotunjite și misterul lor este cel mai interesant, este această dezvoltare pe care o au asemeni unor plante, să zicem, asemeni ființelor vii. Arătăm și imagini. Cel mai interesant este ei, deși sunt atât de celebri, ei nu au fost, după mine, studiați ca lumea, că unii care au fost tăiați în plini, alții au diverse goluri printre ei și se pare că este un fenomen capilar de antrenare a masei din sol în ele. Este foarte interesant dacă mutați din loc mai cresc. Cum este punctul de inițiere a dezvoltărilor, iar eu cel mai ciudat le-am întâlnit în grădina botanică din Cluj. Eu nu știu și nu scria nicăieri și am ajuns și într-o zi în care personalul grădinii nu era, într-un weekend, dacă ei sunt aduși acolo, dacă ei sunt de acolo, plus că noi avem în diverse zone diverse compoziții ale lor, că avem la Costești de Vâlcea, avem în Buzău. Dar haideți să vedem totuși care este și misterul din spatele acestor pietre. Eu să spune și acum o să arăt niște trovanți după felacul, totuși cu totul deosebiți. Feleacul e aproape de Cluj, de grădina. Eu să spun că sunt aceste pietre sunt primele încercări ale lui Dumnezeu de a crea omul. Știm foarte bine că noi am fost, după cum spune Biblia, am fost creați din lut și ne-a suflat aer de viață și Dumnezeu ne-a dat viață. Cam obeze, așa. Nu. Ideea este următoarea. Această legendă vis-a-vis de trovanți o întâlnim și în China. Că sunt primele încercări ale zeilor de a crea omul. Nu au reușit pentru că le lipsea un liant pentru a crea a crea viață. Cert este că, din ce am constatat, și vă răspund la întrebare eu, toți trovanții, pentru că nu-mi permit, ați văzut cât de mari sunt, trebuie un camion să aduc acasă și nu-mi intre pe poartă. Nu, sunt și mai micuțe. Sunt micuți. Ei, odată luați din locul respectiv, cresc. Continuă să crească. Deci continuă să crească chiar dacă nu, dar ei cresc altfel. Ei au niște formațiuni, sferice, în el, cum sunt cercurile la copaci. Și ce energie au? Adică simți ceva în preajma lor? Nu știu, eu cred în măsurători și n-am avut ocazia. Eu spun imediat ca să terminăm cu acești trovanți. Dar crezi diferit în funcție de precipitații, de cantitatea de precipitații. Da, dar trovanții care am acasă în cameră, nu plouă în cameră la mine. Și cresc. Și cercuri cu diverse distanțe. De trovanți. Cert este că acești trovanți sunt numiți ouă de felec. De ce ouă de felec? Și aici apare misterul. Se spune că felec a fost numele unui bălaur care la un moment dat nu a putut să aibă urmași.
Umblând prin pădurea de lângă Cluj, la un moment dat ea s-a întâlnit cu o căprioară care avea 7 clopoței de argint, revenind la 7, apropo de numărul magic, la gât. Să nu uităm. Acest balaur era hrănit și ajuta toată lumea din jur. Știm foarte bine legendele cu dragon de la noi și așa mai departe. Această căprioară i-a spus, feleac, feleac, ia-ți ouăle în groapăle pentru că oamenii ți-au pus gând rău, pentru că caută comorile tale. El a ascuns ouăle, aceste ouă de feleac, cum sunt numite, și într-adevăr, oamenii au venit, l-au omorât și au căutat comorile. Dar de fapt ei nu știau că singurele comori ale balaurului erau credința și iubirea. E un lucru foarte interesant. Și acum, pe dealul feleacului, odată ce mai plouă sau asta, este aceste ouă de feleac, așa se numesc. Dar să vedem, Cristi, ce vibrație au aceste piese? O vibrație adică foarte bună. De ce? La Honezu am luat și pe mine și pe un fost coleg, pot să spun că un trovant care l-am, doi trovanți care am și acum un pic mai mare acasă, ne-au salvat de la moarte tocmai de la feleac. Și voi spune exact ce. I-am luat și veneam spre București. Și într-o curbă, cine a fost spre Cluj știe că în momentul când pleci spre București este o curbă largă, roata din spate a mașinii a ieșit din ax. Cert este că, cu toate că era traficul extraordinar de aglomerat, în momentul ăla nici din față, nici din spate, din curbă, n-a venit absolut nimeni. Asta este un aspect al trovanților. La Horezu, că sunt trovanții de la Măldărești, de la Horezu, nunțile. Și la Măldărești, dar lângă Horezu. Nunțile. Tinerii căsătoriți primesc pentru protecția casei, pentru protecția lor, la nuntă cât un trovânțel. Deci cred că ți-a răspuns da, la întrebare. Da, ele deja sunt de monumente. Știu, și este... știu. Acolo e tradiția. Horezu este o localitate, una din puține localități din România cu cea mai mare oricum, longevitate. Oricum pietrele în toate simbolurile ezoterice se știe că aduc stabilitate. Stare este ca piatra. Simbolul, exact, simbolul stabilității. Casă de piatră. Da, băi, pietrele aici, acestea voi arăta este clar că au o vibrație specială. Acesta pentru este că un acest fenomen... trovan de Măldărești. Da. Măldărești și am în și dreapta stânga Costeștiu, câțiva, pentru că... Dar cât de mult crezi? În 3 ani de zile trovănțelul a crescut cam aproape un centimetru, aproape. Și pe ce suport e? Este într-un bol, la mine în cameră. Aici o să arăt o fotografie, că tot vorbeam de trovanți, noi am numit-o maternitatea de trovanți, o să se vadă acele sfere, este plin de trovănței care se desprind și vin... Este fotografie făcută la, așa deci, am numit-o noi, lângă Sibiu. Practic, poți asta fi o protecție. Asta ar putea fi și o lavă. Da, dar ar putea fi și o protecție pentru casă. Categoric. Deci, încă o dată, toți cei care au avut sau au luat, și am discutat și nu numai la, am discutat și la feleac, am discutat că acest trovant superb este în curtea unui om. În momentul când l-am luat, este un pic mai înalt decât mine, are în jur de 1,80 m acest minunat trovant. Viața persoanei respective spunea, domne, mi s-a schimbat. Deci totul merge foarte bine. De când a luat, l-a găsit în curte. Și-a construit casa și excavatorul, când a dat să facă fundația, a dat acest trovan. Este frumos în curte. Ei, și crește, bineînțeles. Nu știu, n-am mai ajuns la un. L-am măsurat atunci. Am toate datele despre acest trovan. L-am măsurat. Dacă reușesc să ajung anul ăsta la Cluj, îl voi măsura să văd dacă a crescut. Cum ai evoluat? E foarte greu să-i verifici. Special verifici. Prin ce? Prin formă, nu? Prin formă, da. Da. Prin formă. Și mărime. Este bine ca cei care au un trovant și vor să verifice chestia asta, să ia un trovanțel mic cu o formă aproape perfectă. Ori rotund, ori sub formă de limbă, ori de ce? Pentru că în timp îl vezi că el nu crește uniform. Așa, da. El s-ar putea pe sfera respectivă, mai este o sferă, Îmugurește. Îmugurește. Sunt niște lucruri dar extrem de... Dar ele deja sunt declarate monumente. Sunt monumente, categoric. Sunt ca stalactitele și stalagmitele, așa cum sunt nu ne declarate monumente ca și alte lucruri, dar nu sunt monumente. Da, așa este. Nici... Bun. Mai avem mistere pe teritoriul țării. Cristi, dacă mai avem ceva de completat... Da, mai am o fotografie cu... Dacă nu trecem mai departe. Cu trovanței. Văzut că am adus mai multe... Bine, am mii de fotografii cu trovanții. Sunt și pe Valea Câmpiniței, o altă structură pe Valea Câmpiniței. Da, deja în unele se văd straturi, așa? La Ștefești, de exemplu, și la Buzău,
Foarte mulți trovanți au formă de farfurie zburătoare. O litică, așa, exact. Lenticulară. Lenticulară. Așa lenticulară. Sunt superbi. Sunt superbi, efectiv. Oricum, toți cei care au stat în preajma lor, nu am întâlnit o persoană să spună că s-a simțit rău, sau a avut amețel, sau a avut... Sau din potrivă s-au simțit din bine. Din potrivă s-au simțit excelent. Și la Horezul ne-au și spus, oamenii, dacă plecați undeva la drum lung și obosiți, luați un mic trovănțel și puneți-l în buzunar să vedeți ce vă ajută. Deci un fel de simbol exact, protector. Exact. Un fel de fetiș, așa. Exact. O zonă de asemenea ciudată, prin greutatea lucrurilor care se întâmplă acolo, satul Poen, de la poalele munților Poiana Ruscă. Ce se întâmplă acolo, Cristi? Aici sunt mai multe. În satul Poenii intrăm în două lucruri, ca și în dealul Uncanilor, sunt două distanță unul de alte. Vorbim despre așa numitul blestem al lupilor, exact. Da. Locul unde foarte mult s-au semnalat multe atacuri ale lupilor. Toate atacurile. Ce se întâmplă? Lupul știm foarte bine că este un animal totem pentru noi și nu numai pentru noi. Este un animal foarte important. Se spune că lupul în general este un animal protector al unei comunități. Dacă îi oferi nu știu cum să-i spun... Păi avem și zeități cu cap de lup, de șacal. Acea jerfă, să-i spun între ghilimele. Țăranii înainte, unde erau haite de lup pentru ca acele haite să nu le mănânce animalele, le oferau o ofrandă. Și atunci nu se... Animale ce s-a întâmplat bătâne, acolo? Animale exact, bolnave, exact, bolnave și așa mai departe. Aici, în această zonă, unul din vechii vânători au omorât niște lupi. Acești lupi care protejeau, de fapt, comunitatea. Și atunci a apărut într-o noapte de iarnă, eu am legenda mult mai stufoasă, o lupaică, știm foarte bine că lupaica este șefa turmei, pentru cine nu știe aflat acum, haita nu este condusă de un lup, este condusă de lupaică, lupaica dominantă, a blestemat satul. Și a blestemat în așa fel încât lupii s-au retras, rămânând, că știm că și între oameni și în haită rămân cei mai răi. Sunt uscături și uscături. Au rămas în preajma satului acei lupi care trebuiau să justifice, dacă mă pot exprima așa, acel blestem. Atacă oamenii, cum lupul, știm foarte bine, foarte rar atacă omul, dacă e turbat, atunci îl atacă. Și îl atacă în general dacă este căzut. Nu îl atacă dacă este în picioare, este un animal care dacă respectă... Dacă e încometat... Foarte rar. În general, deci misterul care ar fi, de fapt? Misterul ar fi această legătură, acest blestem al lupilor, această, cum să spun eu, legătură. Deci lupul... În acest sat, în mod special, da? În mod special în acest sat, cum să răzbună, dacă mă pot să spun, da, să da. Răzbună pe necredința omului. Apropo de balaurul... deci lupul, de fapt, ajută. Lupul este un animal care nu mănâncă decât animalul bolnav. Atacă animalul bolnav, animalul cu piciorul rupt. Nu atacă... Lupul este un animal păgubos, că intră în turmă și omoară 10 și mănâncă una. Iar apropo de balaur, este bala de aur. Este de la zeul Bal, descendenții zeului Bal, le îi spune clar numele. Iar lupii, legende asemănătoare cu lupii, atât ca violență, dar și tot așa o lupoaică, începând de civilizația noastră, să zicem, se află sub simbolul lupului, de la lupa de la Roma, lupoaica Remulus și cu Romulus și Remulus, iar există anumite state în Europa în care blestemul lupilor s-a reflectat în sensul că s-au născut copii cu păr ca lupii, cu urechi mai ascuțite, mai ciudate, așa, dacă s-au semnalat și acolo, pe lângă violențe, venea lupul în bătătură, așa, să nu mai intrăznea nimeni să iasă din casă. Și să încheiem și cu anumite fenomene frumoase, cu anumite semne cerești, curcubeele, ne povesteați un lucru foarte interesant despre aceste curcubeele. De obicei, curcubeele sunt după rotunjimea pământului, adică convexe, și vin din anumite locuri. În
Și în anumite momente, după ploaie, în general, sau când atmosfera e încărcată cu picături foarte fine de apă. S-au constatat forme inverse ale curcubeului, ca deci, o ca semilună, mai ciudate, da? Foarte ciudat, și nori care sunt cu irizații, așa, asemeni curcubeului. Este fotografie cu curcubeu, un curcubeu. Adică, curcubeul oricum are și o paralelă totdeauna. Și ciudat a fost când ele s-au apropiat foarte tare, fiind ca un curcubeu dublu. Așa, o ocazie așa ceva am văzut și eu și nu știam ce are de așa mare. Dar toate aceste fenomene, atât cele mai puțin plăcute, nu neapărat să nu le numim malefice, dar cele care vin dintr-o zonă mai... neobișnuită, să zicem. Da, ușor malefică totuși, precum aceste sate unde lupii atacă sau acele zone din Marea Neagră unde sunt dispariții. Nu știm, poate dispar într-o zonă foarte bună, dar poate dispar într-o zonă mai puțin bună. Și sau până poate la... dispar la fier vechi, nedeclarate. Nu se știe. O navă de luptă nu dispare așa de repede la fier vechi. Da, și poate nu întâmplător anumite... Nu dispare chiar oricine în aceste zone. Nu iau nici ei chiar pe oricine. Deci, iată că totuși toate aceste fenomene, atât cele, spuneam, din sfera mai puțin benefică, cât și cele benefice, continuă să ne surprindă, nouă ne scapă anumite explicații, dar totodată nici nu putem spune că suntem indiferenți, pentru că prin ceva ele ne atrag atenția. Exact, noi știm, da, că dincolo de ele, chiar dacă cerebralul și ne pune o notă de scepticism, totuși ceva din au noi ne dă de exact, de ne gândit, dă de bănuit, da, ne dă de gândit că ar fi în spatele acestor mistere și lucruri interesante pe care dacă le-am aflat, poate am avea o perspectivă alta, cu totul și cu totul deosebită. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă așteptăm cu drag și la alte emisiuni, iar noi ne revedem și sâmbătă următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea de tașă, du-te de noapte bună.